Salutare, oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft modat. Demodații, da, exact. Demodații, fraților. Mamă, deci se vede că vă place foarte, foarte mult această serie. A, și da, se vede că am avut ceva timp pornit sistemul pentru mâncare Uh, și mi-a umplut aici tot sistemul uite mi-a umplut aici tot, tot sistemul Am 1700 de bucăți de uh, De mâncare de văcuță Și 1400 de bucăți Uite, încă crește, încă crește De mâncare de porc și nu știu de ce încă crește, pentru că asta ar trebui să Ar trebui să nu mai producă deloc Nu știu, n-am mică idee Băi, fraților, dacă vă place seria de demodații Nu uitați fraților Să apăsați pe butonul de like Oh, da Băi Uh, avem ceva probleme momentan, nu știu de ce, adică de fapt știu de ce, elorium se găsește foarte greu și asta nu este convenabil, adică nu este convenabil să mă duc eu tot timpul după Elorium și să încep să-l minez pentru că așa aș aş pierde foarte, foarte mult timp și ce mă gândeam să facem în acest video... Uh, stai puțin ce trebuie să fac înainte de asta trebuie să scap de câteva bucățele din asta așa de mâncare ok ce vreau să facem vreau să facem un panou solar un panou solar pe care să-l upgradăm uite de exemplu uh, astăzi nu știu cel mai posibil o să facem un live nu, nu știu sigur o să o să vedeți dacă dacă voi face live voi, voi pune eveniment uh, și vom upgrada acolo la solar vom upgrada solar panelul tier 2 dacă îl vom face în acest episod și clar îl vor face în acest episod pentru că am nevoie de energie uh, în care să nu uh, adaug chiar așa multe resurse, adică adaug o dată resurse și după aia nu mai trebuie să adaug deloc, pentru asta avem noi nevoie de environmental tech, așa că hai să trecem direct în video fraților și să vedem de ce avem nevoie. Perfect, am făcut rost de niște sugar pentru că vreau să facem manualul din... Uh, din environmental tech pentru că aparent nu-l mai au și nu-l mai am și nu știu de ce nu-l mai am. Ok, uh, off, am uitat să arunc uh, toate bucățile astea de piele pentru că după cum vedeți am aruncat uh, celelalte bucăți de, um, de carne neprăjită, Pentru că avem 2500 cu 2500 de bucăți din astea, o să le arunc după aia off camera pe toate bucățile astea. Ok, fiți atenți, deci vrem să facem solar panel -ul. Și avem nevoie de 16 bucăți de structure block, tier 1, solar cell și modifier core. Ok, hai să vedem. Um, hai să vedem ce avem nevoie. Deci facem așa. Solar Solar panel, perfect. Cred că uh, sper să nu am probleme cu lapisul. O, oh, clar nu o să am probleme cu lapisul. Apoi ne trebuie ceva blocuri de gold. 1, 2, 3, 4 și ia să vedem ce altceva ne mai trebuie. O oh, un solar cell. O să se face foarte ușor. 2, 3, 4 A, facem așa și clear glass. Cred că am clear glass. Nu am clear glass. O oh, da. O oh, este send cu cu quartz. Asta se face foarte ușor și în 2 secunde îl avem gata. Ia uite te facem așa și îl trimite în sistem. Perfect. Îl trimite în sistem, putem să-l facem, perfect, perfect, suple, supler, supler, nice, ok, acum trebuie să facem un assembler, uh, adică ăsta și avem nevoie de, ia să văd care am cea mai mult, basalt sau alabaster, oh, clar am, oh, am de amândouă, mm, oricum, clar o să folosesc uh, uh, basalt pentru că este mult, mult mai mult. Exact, e mult, mult mai mult. Oh, și am nevoie de foarte multe diamante în, în modul ăsta. Mi-aduc aminte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 trebuie să fac. Perfect. Și acum trebuie să l fac pe ăsta tier 2. Unde este ăsta tier 2? Și acum putem face assembler-ul. Perfect. Ready to assemble perfect, uite, hai, vedem și că și modul știe deja că este gata de asamblat și ne-am eliberat aici puțin din, din toate bucățile astea, iar după ce facem solar paneluri, uh, vreau să facem și un void miner pentru că noi o să consumăm, adică noi o să consumăm multă energie, uh, iar dacă consumăm multă energie, măcar să o consumăm pe ceva foarte, foarte util, băi și iar era să uit, iar era să uit și mă luasem cu ceva. Vreau să vă întreb cum să fac tavanul Pentru că am avut o idee de tavan Și am zis că nu, nu arată foarte bine Și m-am gândit să-mi ziceți voi un bloc în comentarii Și să-l folosiți pe acela Iar blocul cu cele mai multe Cu cele mai multe like-uri Va ajunge pe tavan Gen care este cel mai like-uit blocul eu, De exemplu cineva poate vrea, nu știu, să vedem Stone cizăluit sau eu știu Și eu o să alegem un stone cizăluit, perfect Deci avem acum Deci bine că mi a adus aminte de chestia asta Ok, uh, ce ziceam, ziceam că mai bine consumăm energia pe o chestie foarte, foarte bună și importantă, adică pe un miner, tot din uh, Environmental Tech. Ok, fiind de ce trebuie să mai facem acum, trebuie să mai facem nouă solar cell așa că o să le fac o camera, pentru că nu am toate resursele necesare pentru chestia asta, trebuie să mai prășesc niște chestii și o să ia foarte mult timp, așa că revenim într-o secundă. Băi, nu știu ce se aude, mi-am mi mi dat seama că de la începutul videoului se aude așa ceva nu știu, ca un fel de mașinărie pe fundal. Undeva în partea asta, dar nu este aloi smelterul, pentru că aloi smelterul până acum a fost închis. Oare este ceva aici? Nu e nimic aici, nu știu, nu știu de ce se aude așa, dar n-am nici idee, așa că, nu știu, ne întoarcem, ne întoarcem la treabă. Perfect! Avem acum toate itemele necesare, avem modifier core avem structurile, avem solar cell și solar panelul. Perfect, hai să mergem să-l asamblăm și unde vreau să-l asamblez este exact aici. Uite, vreau să-l asamblez exact aici, dar n-am un bloc, cred, ba da, am bloc aici, perfect, super, super tare, perfect. Hai să asamblăm acum totul, uite, facem așa, uh, hai să-l mai ridic încă unul. Și să, mamă ce mă enervează când sparg chestia asta din Pam Servers din Harvest Craft, pentru că îmi dau foarte multe uh, chestii din astea. Astea sunt foarte bune pentru mâncare, dar dacă le combini și acum mi sunt foarte, foarte nefolositoare. Pentru că eu deci tu câte chestii îmi dau doar deja din vreo 4-5 bucăți pe care le-am spart. Ok. Hai să punem asta, deci punem solar Penalul Așa, deci ăsta este, asta este inima solar Penalului Și cum facem, luăm assemblerul în mână, și spavăm click dreapta pe el și vedem că începe să construiască totul singur. Și ar trebui, fi trebuit să-mi dea un achievement și nu știu de ce nu mi-a dat achievementul. oh, uite acum, gata, perfect, acum mi-a dat uh, achievementul foarte tare. Ce mai trebuie să facem acum? Trebuie să ne culcăm pentru că este seară și când va fi dimineață ne va produce energie și nu știu, nu știu exact cât energie. Cred că, uh, nu știu, hai să ne dăm, cred că 5.000 RF per tic, nu știu, chiar nu mai țin minte 5.000 sau 1.000, nu mai țin minte Pentru că ăsta este tier 1 Hai mă, culcați-vă, vă rog Hai, când se culcă cineva, revenim Băi, să fiu sincer, le-a luat ceva să se culce Dar bine că s-au culcat într-un într final Bun, perfect Ce trebuie să facem acum? Trebuie să mergem să luăm un... De fapt, hai să craftăm unul Craftăm un... Um, facem un capacitor Un bank, uite facem un din asta De 1.000 Hai să vedem, sper că am... O, oh, perfect, le-am deja pe toate Nici nu mai trebuie altceva Hai să arunc toate, toate chestia asta înăuntru Pentru că nu am nevoie de toate gunoaiele la mine uh, Și conduitul cred că le-am aici Perfect Și hai să vedem câtă energie Ok, ăsta poate scoate 5000 Ăsta poate scoate 5000 Și hai să vedem Câtă energie scoate chestia asta Micuță De fapt nu e chiar așa mică Dar merge, hai să vedem 400, 900 Cred că o mie sau cred că cel mai posibil scrie în cartea asta, ne dă mai multe, ne dă mai multe detalii. 720 de RF per tic, iar ăsta ne va scoate 4000 RF per tic. Uh, interesant, destul de interesant. Ia să vedem asta cât mănâncă. Um, chestia asta o să mănânce foarte mult, o să mănânce extrem de mult. Void Resource Miner, 200, Energy cost per duration. Băi, nu știu, chiar nu știu pe care să-l fac, chiar nu știu pe care să-l fac, dar trebuie să facem unul. Trebuie să facem unul acum ca să, să avem și noi resurse, nu? Hai, mă, mă documentez puțin să văd care ar fi mai convenabil și care mănâncă mai puține resurse. Uh, și ne doarjem într o secundă. OK. Uh, am aflat acum, adică pe mine mă interesa minerul care minează elorium. Uh, și singurul miner care minează Elorium în momentul ăsta este Void or Miner. Și are, dacă îi pun o lentilă, uh, asta cum se numește, verde, este șansa de aproape 5% să ne dea Yellowright. Yellowright, Yellowium știam că se numește, ok, nu contează. Uh, dar costă foarte mult, costă extrem mult, adică uitați o comparație aici. Deci ăsta, 4000 de RF per duration, adică dacă un solar panel tier 2 l-ar putea ține perfect, l-ar putea ține exact cât produce, atâta consumă. Dar Void or Miner, chestia asta, energy cost 32, 320.000 RF per duration. Și are nevoie de un milion ca să, ca să pornească. Hai să-l facem pe asta și să vedem care e ideea cu toată chestia asta. Începem să, să Construim uh, multe, multe structure, blocuri, machine base-uri și toate chestia asta și ne întoarcem într-o secundă Perfect Deci am făcut uh, toate, toate chestiile necesare Acum vreau să mai fac doar green lens-ul Perfect Ca să avem uh, uh, să avem mai mult focus pe Elorium De fapt, uite Perfect uh, Așa laser frate, mamă Roni, ușor, ușor Da, frate, încercăm și noi să ne, să ne, um, să facem cât mai multe chestii Exact dacă mi-am dat seama de deci ce am făcut laser corurile, am făcut basalt, basalt machine base, am făcut structuri blocurile, am făcut laserul, de fapt, lensul Iar acum ce mai trebuie să facem, trebuia să mai facem void or Deci trebuie să facem chestia asta Par, Partea nașpa este că avem nevoie de silk touch, iar partea bună este că îl facem foarte ușor Și fiți atenți cum îl facem Foarte ușor cu ajutorul Tinkers um, Trebuie să facem un Silky Jewel Adică chestia asta Ia fiți atenți acum Silky Jewel Chestia asta Trebuie să facem 4, 1, 2 Oh, -avem uh, nu avem string? apare nu uh, avem string Fâlea Seed Nu avem Flesk Seed Ok Merg vă gros de niște um, de niște ață și mă întorc imediat. Perfect, am făcut rost de stringuri de la Roni, a fost foarte, foarte drăguț cu noi și ne-a ajutat. Și hai să vedem, încă o bucată, cred că... Ia să vedem, cred, da, o singură bucată. Nu vreau să fac mai multe pentru că... Oh, și exact la fix mi-a ajuns goldul? Oh my god, nu, de fapt, uite că mai avem aici niște bucățele de gold. Nu era, nu era mare stres. Perfect. Um, hai să facem Silky Jewel și cum se folosește chestia asta? Um, trebuie să ne facem un pickaxe din uh, Tinker, Așa că hai să-l facem acum. Facem unul foarte, foarte rapid. Facem unul simplu, nu foarte sofisticat, cât să putem să luăm uh, niște iteme basic cu ele. Niște iteme ușoare. Hai să le astea, așa. Și să facem. Facem rodul, hai să zicem. Facem rodul din. Uh, nu știu. Hai să facem din dark steel. N-am folosit niciodată dark steel ca și rodul, deci de ce nu? Uh, cupru, iar vreau să folosesc cupru pentru, pentru binding și după aia capul îl facem din... Um, vreau să-l fac neapărat capul din uh, cobalt Ca să minez repede Să minez repede să nu stau foarte mult după, după resurse Adică să stau să le strâng foarte încet Ok, punem cobaltul jos și dăm bătaie Hai, răcește-te Și avem și asta. Unde? Oh, ok, perfect, așa Hai să pun astea și uite că s-a făcut. Perfect. Super. Hai să vedem cât de bun este. Facem așa. Și ei ne dă durabilitate foarte mare. Asta e foarte bine. Ce facem acum? Punem asta aici. Silky Jewel. Easy peasy lemon squeezy silk touch. Easy. Mamă cum arată zici care ceva... Uh, nu știu, am uitat cum se numește Am uitat cum se numește, chestia de la albine uh, am polen, zici că e polen Chiar zici că e polen, ok, hai să mergem după uh, Avem nevoie de void or miner Trebuie să luăm diamond și iron Ok, deci când găsim iron și diamond O să, o să vedeți, adică într-o secundă Fiți atenți cât de repede îl găsim Băi, nu mă așteptam să găsim chiar așa repede Adică chiar nu mă așteptam să găsim așa repede Uite, hai să luăm și asta Ia să vedem ce e aici Ok, perfect, deci am găsit diamond înainte de iron Diamond înainte de iron, vă gândiți? Cât de tare. Ok. Mai trebuie să mergem după Iron acum. Am făcut aici. Deci uitați-vă, am luminat aproape tot, 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 tot tunelul ăsta cu uh, torțe. Oh, uite Iron aici. Exact, perfect. Hai să luăm Ironul. ul aici am crezut că la e diamant. Ok, luăm Ironul. Mergem acum în Nether. Pentru că avem nevoie de Nether Quartz sau nu? Am acolo un dungeon în față care este mult mai rapid. Mergem acolo, luăm o bucată de Quartz și ne întoarcem acasă. Haha, uite la aici cum stă. Hai să mai luăm măcar o bucățică, nu se știe niciodată când ne mai când ne mai trebuie chestii cu silk Taci, Uite, chestie din asta și mai să ne mai. Uite, mai încă una aici. Perfect. Hai să mergem acum acasă foarte, foarte repede cu warpstone-ul, pentru că de ce să nu folosim la maxim toate itemele pe care le avem, nu? Ok, și mă era să mă dea în pământ. Perfect. Uh, trebuie să facem ceva chestii din DecoCraft. Eu, de ce am de ce am particulele astea pe mine? Nu știu de ce. Ok, trebuie să facem ceva chestii de, uh, din DecoCraft ca să punem aici de exemplu o, o masă de biliard sau nu știu, ceva chestii foarte, foarte interesante. Ok, hai să vedem acum. Uh, de fapt, stai că vreau să arunc la gunoi chestiile astea de care nu am nevoie. Poc, 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 poc. Perfect, perfect. Și hai să vedem Void Resource Miner. Ce nu am aici? Gold Block. Ai de mine. Ai de mine. Nu mă așteptam să nu am gold. Nu mă așteptam să nu am gold. Cred că ne întoarcem înapoi la minat. Cred că ne întoarcem înapoi la minat pentru că nu am gold. Asta e foarte, foarte trist. Am venit până la Y32 pentru că am aflat așa. Am aflat că dacă dăm pe World Gen și ne uităm aici, la 32-33 este șansa cea mai mare pentru a găsi... O, oh, uite la 35 e și mai mare. A, ah, nu, de fapt e mai mică. Că e 0... Aici 0.20 la 32 și la 35 este 0.049, deci foarte, foarte mică. Deci la 32, noi suntem acum la 32 și hai să trebuie să o luăm așa în față, sau nu știu, stânga și în dreapta, vedem noi în ce parte o luăm, vedem cât gol găsim. Chiar sunt foarte, foarte greu să văd dacă se găsește foarte mult gol și chiar sper este asta. Ia uite ce am găsit aici în drumul nostru spre gold Momentan avem, stai să bag bucata asta în gură Momentan avem doar 21 de bucăți de gold 5 bucăți de elorite și 5-5 de iron Bă, mergem destul de bine și m-am uitat doar în chestul ăsta Și am văzut că sunt niște dark boots care au empower de 2 și jump Pe care o să-i schimb cu ai mei pentru că ai mei n-au niciun nu, De fapt nu sunt upgradați deloc, o să-i bag în, 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 în bag Poate, poate o să ajut pe cineva vreodată cu Um, cu alea. Și să vedem cu chestiile astea Netherwart, Melon Seed uh, Gunpowder, Mana Steel hmm, Nu ne prea ajută cu nimic Nu ne prea ajută cu nimic, nimic chestiile astea Să ne mai vedem dată aici Steel, Pumpkin, Ender Pearl Deci nimic interesant, chiar nimic interesant Cred că mergem acasă acum Uh, asta, ăsta nu știu dacă să-l iau sau să-l las aici Dar o să las acolo pentru că am deja foarte multe Sponări acasă și ia uite Cât yellow right, mamă niciodată n-am mai găsit 4 bucăți așa una lângă cealaltă Foarte foarte jucat. este Blood Moon În momentul ăsta Deci cel mai posibil Este dodul roșu Foarte roșu este foarte ciudat totul afară în momentul ăsta și trebuie să așteptăm să treacă pentru că vedeți voi cum arată totul așa foarte ciudat. Mamă cât de ciudat arată. Ok, uh, hai să punem la duplicat elor ul pentru că asta ne interesează pe noi foarte mult uh, pentru energie. Ia să vedem, nu ținem nimic din chestiile astea, așa, poc, și aruncăm, așa. Acum trebuie să mai duplicăm, așa, trebuie să mai duplicăm goldul și trebuie să păstrăm o bucățică de... Um, o bucățică de iron. Hai să punem aici asta. Punem aici capacitorul și ia uitați-vă cât de repede merge. Merge extrem, extrem de repede și chiar mă bucur că am făcut rost de el, alright, Pentru că, mamă, o duceam din ce în ce mai prost cu energia, să fiu sincer. Chiar o duceam din ce în ce mai prost. Și acum are nevoie ăsta de un capacitor. Bun. Îl scoatem pe ăsta de aici și îl punem aici. Perfect. Ne întoarcem, băi, fraților, când, când avem toate itemele gata. Ce liber este sistemul nostru acum pentru că am făcut ceva curat, am aruncat toate bucățile de piele și ceva pene pentru că erau foarte, foarte multe. Acum trebuie să văd cum să mai împart mâncarea asta pentru că să fiu sincer mie puțin așa nașpa să arunc. Și uite avem și al patrulea bloc, perfect, void or minor. Așa și cred că o să mai trebuie să mai fac un clear, oh n-am clear lens, asta să mai mult ca sigur că nu am clear lens. Um, perfect, Perfect. Și trebuie să mai fac încă una de asta. Și am nevoie de iron. Nu am iron deloc? Uite, am aici câteva bucățele pe care le prăjim foarte, foarte rapid. O să se prăjească instant. Dar nu știu de ce am încă particulele astea pe mine și nu-mi plac. Chiar nu-mi plac deloc. Ok, ce ziceam că, fac? ziceam că fac chestia asta. Perfect, facem așa și uite. Hopa. Bă, dar aveam... Bă, Gold? Bă, dar aveam gold Aveam destul gold, what? Era mai mult ca sigur că am destul gold Perfect, perfect uh, A, uite un bloc de gold acolo Exact de asta ziceam What? Da, aveam deja un diamond ore Și nu l-am folosit pe ăsta. Băi, am făcut ce trebuie? Adică Void or minor Void or minor What? Nu stiu ce se întâmplă Dar Ok, mie îmi convine Mie îmi convine să fiu sincer Chiar îmi convine uh, S-a pus și ploaia acum Ia să vedem dacă putem să ne culcăm Sper să putem să ne culcăm nu, Da, a fost blood moon mai înainte Și da, a fost foarte ciudat A fost extrem ciudat Hai să facem aici puțin loc Facem ceva de genul ăsta Hop, momo cum face când plouă Laghează puțin când plouă, deci fii atent. Uh, facem aici loc pentru void or miner și ne întoarcem când avem locul pregătit. Perfect, s-a terminat acum și ploia, uh, s-a dus și blood moon și ce trebuie noi să facem? Vreau să fac aici, uite, exact sub ăsta, 1. Facem o gaură de 7 pe 7. Pe 7 pe 4 pe 7, ia să vedem. Deci vine 7, 4, 7, da exact, cred că e 7 uh, lungime, 7 lățime și 4 uh, adâncime. Sper să fie așa, deci o să vină 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Hai să facem gaura asta și... Hopa, am făcut aici mai mult. Deci vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am făcut acolo mai mult, așa. Da, perfect. Asta este gaura. Ok. Hai să o facem și revenim. Da. Nu se poate să fac vreodată ceva fără să am probleme. Și uite de data asta este o problemă destul destul de mare. Adica um, Adică, o să treacă laserul prin mijlocul casei. Deci, asta e cred, e cel mai nașpa lucru să treacă un laser prin mijlocul casei? Hmm da, cred că ăsta e cel mai nașpar lucru posibil. Hai să facem acum doar să vedem dacă funcționează și dacă avem totul necesar. Și... Stai, ăsta este mijlocul? Nu, ăsta este mijlocul. Ok, nu o să treacă chiar prin mijlocul casei. O să fie puțin ascuns. O să fie puțin, puțin ascuns. O, brânză o să fie ascuns, că tot prin mijlocul casei o să fie. Uh, da, hai să punem... Uite, ai... Nu, hai să mergem mai jos. Așa. Punem ăsta. Bă, dar trebuia să am green laser. Oh, uite-l aici. Perfect. Așa, hai să punem. Și acum trebuie să luăm assemblerul. Și ar trebui să ne construiască tot mecanismul. Hai să vedem. Hai bă, stai, hopa. Așa, scoatem astea ca să nu ne mai încurce. Și dacă punem... Uh, a, da, de fapt trebuie... A, cred că... 7... Șapte... Mmm... Cred că trebuie, mai, trebuie să lărgim asta mai mult. Bun, am lărgit toată partea asta, sper, sper acum să funcționeze. Hai bă, te rog eu frumos. What? E gata? Funcționează? Este totul funcționabil? Uh... Aparent cred că totul este funcționabil dacă nu mă înșel Hai să-i dăm niște energie Hai să scoatem conduiturile de aici Conduit, perfect Și hai să vedem dacă funcționează, nu? Pentru că asta ne interesează pe Pe noi, exact Hai să vedem A, nu, stai Vedem dacă funcționează dân, Făcând gaura asta până jos deci, deci, până la bedrock Deci chestia asta trebuie să vină așa Sper să nu trecem prin lavă, deci dacă trecem prin lavă, o să fie mai nașpa decât trecerea prin casă Pentru că trebuie să scot toată lavaia de acolo Te rog Nu prin lavă, orice dar nu prin lavă Nu îmi vine să cred Deci nu pot să cred Că mi se întâmplă chiar așa ceva Trebuie să scot un lac de lavă Ca să ajung la bedrock Nu îmi vine să cred Mamă și mai erau 10 blocuri A picat serverul Revenim când e gata. Nu mi vine să cred. Mamă, și de mă scoate și de pe server, frate. Nu îmi vine să cred. Ok, ce ziceam? Deci ar veni serverul. Deci cea mai mare... Cea mai mare și cea mai mare și cea mai mare problemă în momentul ăsta este lava. Trebuie să luăm o găleată cu apă neapărat și să scoatem toată lava asta afurisită care ne este în cale și nu-mi vine să cred. Pe bune, chiar nu-mi vine să cred. Mamă, hai să luăm de aici un Water. Am un bucket. Bucket, uite, perfect. Facem așa. Hai să mergem jos să scoatem toată toată lavaia. Mamă, deci nu, îmi vine să cred că mi se întâmplă mie chestia asta. De ce mie? Vreau, vreau să știu de ce mie mi se întâmplă toate chestiile astea. Ia să vedem. Este pe mijloc bun. Hai să băgăm. Măcar avem noroc cu vein minerul. Măcar, măcar atât. Hai să punem astea. Bun, hai că n-a fost chiar așa năjba pe cum pe cum așteptam să fiu sincer. Um, așa Perfect Dăm așa și vine exact aici Hai să vedem Poate mai dau încă dincă un râu de lavă că ai ai tot Acum ar trebui să se activeze chestia aia Acum ar trebui să se activeze Dar trebuie să uh, primească În un. oară un um, cred că, A, este un milion RF Băi nu cred Deci cred că am făcut o chestie greșit Cred că am făcut o chestie greșit Cred că ăsta este Void or Miner Adică ăsta minează în void Adică ăsta minează doar în end hmm, Cred că am făcut aparatul greșit Cred că am făcut aparatul greșit Că mi-aduc aminte de pe Hermit Pack Cred că mă pun să fac Resource Să facem asta cu resursele um, Da Facem asta cu resursele. De fapt, end. Da, cam așa, cam, cam e logic toată faza. Hmm. Hai facem asta repede, înlocuim și ne întoarcem într-o secundă. Sper să fi găsit problema, deci doar sper să fi găsit problema. Pentru că am aflat că mașinăria asta mai are nevoie de un laser core. Deci, stăteam și mă gândeam, băi, eu aveam doar un laser core în inventar. Dar unde este celălalt? Ok, hai să vedem. Bun, Hai te rog, funcționează! Funcționează, te rog eu frumos! Te rog eu frumos din toată inimioara mea micuță funcționează! Fii atent cum facem! Văd că i-a dat drumul. Bun, se pare că nu trebuie să-l mai facem. Se pare că nu trebuie să-l mai facem. Ia să vedem ceea ce mi-a dat. Entre Level Infinity OR. Perfect, perfect, perfect. Hai să facem acum un storage box să vedem ce fel de oruri primim. Uh, box. Unde este? Unde este? Storage Storage Uite asta vreau, vreau să-l fac Perfect, perfect, perfect First planks Bun, hai să facem, să vedem Am tot ce trebuie ce e asta? Wood casing Poc Poc Hai Te rog eu frumos Dă-mi ce-mi trebuie Nu stiu ce am nevoie Dar am nevoie de resurse Și asta Ok Trebuie să ne culcăm Ca să ca să-i dea multă energie și hai să vedem care-i treaba. Hai bă, vă rog frumos, culcați-vă băieți, culcați-vă. Mamă, mamă, deci, deci vreau multe resurse, vreau multe resurse, frate. Vreau extrem de multe resurse. Asta funcționează, este tot în regulă? Cred că o să să-l facem tier 2. Deci e foarte bine în primul rând pentru că... Um, e foarte bine pentru că nu mai trebuie să-l facem pe celălalt. Și asta funcționează. Deci, uh, ar trebui să... Stai, Trebuie să iau Lorium, Ia iau Elorium și să-l pun în sistem, să leg totul la, la la Void Resource Miner, uite așa, perfect. Acum produce la energie maximă, la capacitate maximă. Uh, și vreau să leg direct din Extreme Reactor în uh, în Void Resource Miner. Și hai să vedem cât cât de repede minează. Să vedem. Foarte foarte curios. Avem 49 de fire. Acum începem toată, toată chestia asta cu cablarea și vreau să încep din partea de unde este cel mai aproape, adică cred că aici, cred că aici, ia să vedem. Da, perfect. Deci de aici o să începem cablarea. V-am lăsat doar așa ca să știți acum, hai să-i dăm bătaie cu cablurile. Și ar trebui să termin cablarea chiar, ia să vedem, uite, chiar acum, ia să le facem așa, spargem și ăla, aducem cablul până aici, Punem așa, punem înapoi cablul ăsta de la Refined Storage și acum ar trebui să primească energie din sistemul principal. Mamă, era să sparg toate bucățile alea de acolo și era să fie rip. Bine că am mișcat ținta, bine că am mișcat mouse Perfect. Hai să îi dăm drumul să vedem, de fapt, hai să vedem cât de repede mănâncă. Opa, vedem că se simte puțin uh, că mănâncă cam multă energie, dar hai să vedem dacă îl mai mișcă ceva. Ia să vedem, hai bă. Bun, asta este tot timpul plin și uite că începem să adunăm resurse. Asta este foarte bine, chiar este extrem, extrem de bine. Uh, cred că o să am nevoie de mica și în aia se face cu resource miner pentru cei care știți din uh, din uh, Hermit Pack. Așa că, băi, fraților, cam ăsta a fost episodul. Uh, cred că în live-ul de astăzi, dacă facem live, o să ne ocupăm de chestiile cu decorarea și de upgrade-ul pentru tier 2 la solar panel Să nu ne mai mănânce chiar așa de mult Iar după aia vedem cum să facem cu Cu baza aici Să nu mai, să nu mai avem probleme. Așa că băi fraților ăsta a fost episodul eu am fost Sami, sper că v-a plăcut și ne auzim data viitoare Pa!